Salutare, oameni dragi! Eu sunt Sandu Gospodaru. Mă bucur să fim și astăzi din nou împreună. Astăzi o să facem o rețetă, o pastă de jumări, o rețetă foarte simplă, cu ingrediente puține. O să avem nevoie, eu am aici 300 de grame de jumări, jumări făcute de noi, foarte bune. O să mai avem nevoie de o lingură de muștar, 3 castraveți murați, o ceapă, 3 ouă fierte, sare și tipei. No, haide să trecem la treabă și facem rețeta împreună pas cu pas. No, prima dată, oameni dragi, o să dăm jumările prin mașina de tocat, o să le măcinăm. La fel o să procedăm și cu ouăle, o să le dăm prin mașina de tocat. Da, am terminat de dat jumările până mașina de tocat. Acum o să dăm și ouăle, tot așa, până mașina de tocat. Am terminat de dat și jumările și ouăle până mașina de tocat. Acum o să dăm părăzătoarea mică. Părăzătoarea asta mică eu o să dau ceapa și ceapa și castravețe. O să-i răzăluim așa ni. Părăzătoarea mică. Așa o să dăm. Și ceapa și castravețe murați. Am terminat de dat ceapa, o punem deoparte. La fel o să procedăm și cu castravețe, tot părăzătoarea mică pe care am dat ceapa. Dăm și castravețe. Și o să procedăm și cu castraveții, dăm părăzătoarea mică. No. Acum o să preparăm pasta, o să țipăm ceapa peste jumăr și peste ou. O țipăm aici atâta. Așa. O să țipăm și muștarul. Îl adăugăm aici peste compoziția noastră. La fel și castraveți murați. Așa, facem o pastă bună de jumări, o să punem sare, chiperi. Așa, amestecăm un pic și apoi punem un praf de sare, un praf de chiperi. Așa, opa. Bun, punem un praf de sare, un praf de chiperi. Bun, amestecăm și apoi o să mai punem un pic de sare și un pic de chiper ca să fim siguri. Așa, nu o să punem foarte mult, că jumările au fost sărate. Așa, mai punem un pic de chiper. Așa, și un pic de sare. Nu foarte mult. Amestecăm și pasta noastră de jumări, gata. O să ungem pe pâine, o să o servim ori cu roșie, ori cu ceapă, ori cu castraveți murat, fiecare cu ce vrea. Ia uitați cum arată pasta noastră de jumări. Așa arată. Vă garantez că e și foarte bună. Pasta noastră de jumări, oameni dragi, gata. Ea așa a ieșit. Sper să vă placă și dumneavoastră. Mamă, mamă, ce bună. Oameni dragi, îmi pierde tare că vorbesc cu gura plină. Eu sunt Sandu Gospodaru. Dacă vă place ceea ce fac, vă aștept pe canalul meu de YouTube să vă abonați, pentru că e gratis, nu vă costă nimic. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate, numai bine, rău la nimeni.